Domani de zile pe Facebook, pe pagina mea personală, am spus că nu-mi plac anumite medicamente din protocoalele lor terapeutice. Acum, fiind și în cabinetul meu privat, ca în ambulator, nu am avut acces la Caletra, la Remdesivir, la astea, că astea sunt medicamente program național. Dar eu am văzut în schimb altceva. Pacienții ieșiți din spital care erau într-o stare foarte, foarte rea. Și de aici m-am gândit încet, încet, în care am început să comentez pe Facebook. Nu-mi place Caletra, nu-mi place heparina, nu-mi place codeina. Atât am spus. M-am făcut, nu greșeala, o ziaristă m-a abordat de la Național, m-a abordat și m-a întrebat ce părere aveți. Eu am spus că astea nu le prefer eu. Eu am schema mea proprie de tratament cu care am vindecat foarte bine mii, nu mie. Doamna ziaristă a fost modestă, 1.000. Sunt mii, pentru că eu într-o casă de COVID, acolo nu e unul, acolo e mama, tata, copiii. Sunt mii și mii pe care am tratat cu schema mea simplă. Mie nu mi-a fost frică de COVID, absolut deloc. Am luat-o eu pe cont propriu personal, am făcut o schemă bine, schema asta. Schema asta e de 10 ani de zile, lucrez cu ea, acum doar am mai finisat-o în pandemia asta. Și a ieșit o bijuterie. Eu am lucrat, uitați acum, că asta vreau să spun, că să încep eu interviu. Acum la ușa mea, de exemplu, este soția unui pacient de 50 de ani, tânăr, COVID pozitiv, care are febră de 10 zile. Nu vrea să meargă în spital, tratat, nu știu de ce l-a tratat. Nu vrea să meargă în spital. Spuneți-mi cum să procedez eu acum. Ce să fac? Vor la mine. Ce să spun eu? Eu primul lucru i-am întrebat, nu mergeți în spital? Așa fac cu toți, sigur nu vreți în spital? Nici vorbă, doamna doctor. Bun, ce să fac acum? Eu mă duc pe schema mea, o schemă simpluță. Chiar aseară scriam pe Facebook, cum e posibil ca o schemă o de 100, pe puțin peste 100 de RON, cu medicamente din nomenclatorul ANM-ului, nomenclatorul medicamentelor din Ministerul Sănătății, medicamente care se compensează. Cum a putut da naștere la un asemenea zbuciu mediatic? Eu foarte, eu am o schemă, în primul rând, umană, care să respecte decența umană. Eu asta vreau, decența, ca organismul ăsta uman e foarte firav. Nu pot să-l aprutizez. Și atunci am medicamentele mele ușoare, drăguțe, frumoase. La 10 zile astăzi mi-a venit o pacientă impecabilă. Nu la 10, la 14 zile după ce a ieșit. O stare impecabilă. Și m-am mirat, de ce eu cu schema mea, zmeii mei, cum le spun, că eu au trebuit să fac o poveste aici. Vă dați seama că eu numai online tratez COVID-ul, că la cabinet nu pot. Online. Vă dați seama la seniorii mei, seniorii sunt cei peste 70 de ani, așa îi numesc eu, seniorii mei. Vă dați seama, senior la 70-80 de ani, să încerci tu să le explici cum se ia Ventolin, cum se ia spray-ul, cum... A fost o luptă infernală anul ăsta pe care am dat-o cu COVID-ul. Și ușurel, ușurel, uitați, am ajuns aici. Se pare că n-am făcut bine. Nu știu. În prima clipă, când s-a declanșat pandemia, eu am făcut postare. Sunt postări publice pe pagina mea Pneumomed. Eu am stat în permanență lângă prietenii mei de pe Facebook și le-am spus, la primul semn, strănut, tuse, dureri de gât, 37,1, mă anunțați, începem schema. Eu aveam pregătit, eu cu schema asta lucrez de 10 ani de zile, un pic am mai finisat-o. Începem schema, nu stăm, nu așteptăm să coboare în plămân. Acum, până la un punct, a reușit eu să fac față, după care n-am mai reușit să fac față din primul minut eu să acționez eu cu tratamentul meu. Bun, am ajuns în spital. Indiferent de formă acum, mie mi s-a părut cum să ajungi pe terapie intensivă într-o pneumonie. Este întrebarea asta, eu o pun de la începutul pandemiei. De ce să mor dintr-o pneumonie? Ce se întâmplă în spital? Nu știu. N-am fost, n-am așa, numai din afirmațiile pacienților și scrisorile medicale care sunt, în care se precizează ce au primit, mi-am dat seama că anumite medicamente sunt ceva bine. Între timp am aflat ce înseamnă Caletra, ce înseamnă codeina, exclus, multe chestii. Deci, nu înțeleg ce se întâmplă la spital. Cum intri pe picioarele tale și în câteva zile ești pe mască, CPAP sau o intubare? Nu înțeleg ce se întâmplă. Eu mi-am pus această problemă de foarte mult, de
mult timp, mi-au pun zi, bă, săptămânal pe Facebook. Deci nu e un, nu știu, nu înțeleg de ce a rămas lumea atât de surprinsă. Eu mereu le-am povestit pacienților mei, ce se întâmplă? Vă dați seama că eu aici la cabinet, eu nu am fake news, eu am la prima mână pacienți care îmi ies de spital. Eu cam știu ce se întâmplă acolo, știu cum vin la mine după spitalizare. Schema mea are tratament etiologic, claritromicina, că ați auzit de acum, sunt. Nu am vrut să o fac public, pentru că n-ar fi înțeles-o, schema mea, și mi-ar fi făcut-o praf. Și atunci, cu fiecare în parte, am vorbit, am explicat, i-am urmărit cu fiecare pacient în parte. Are tratament etiologic, claritromicina, are tratamentul simptomelor, febră, tuse, are tratament fiziopatologic. Adică exact cum am învățat eu să tratez o pneumonie în facultate. Nimic senzațional nu are. Eu nu sunt antivaccinistă. Nu știu foarte multe despre vaccin. Pacienții când ajung la mine, ei sunt bolnavi, au o răceală, au o afecțiune pulmonară. În schema mea de tratament nu intră vaccinul. Eu așa m-am învățat în facultate. Vaccinarea se face în perioada de sănătate. De asta vaccinul gripal, nu vedeți că se face în octombrie, noiembrie, la începutul epidemiei de gripă. Și în schema mea nu intră vaccinul. Neintrând vaccinul, eu nu l-am folosit. Eu nu știu nimic despre vaccin. Nu sunt antivaccinistă. N-am nimic împotrivă. Fiecare face exact cum dorește. Tata de 83 de ani s-a vaccinat, a făcut și rapelul. Deci, ce vreți mai mult de atât să vă spun? Nu există medicament care să vindece o boală. Există medicamente care ajută organismul să treacă peste o dificultate. Eu le-am spus prietenilor, medicamentul ăla care să vindece ceva nu există. Care să ajute organismul să treacă peste dificultate? Da, există. Depinde cum le folosești. Poți să faci și mult rău. Eu de unde să fac? Eu am timp să fac studii. N-am timp să fac studiile. Alea presupune o muncă infernală. Să ai rezidenți, să ai lume care să te ajute, să-ți facă statistică. Eu am timp de asta. Eu pur și simplu încep tratamentul și vindec pacientul. Asta este bucuria mea, practic. Asta mă bucur, asta mă ține pe mine. Fiecare pacient pe care l-am vindecat este eroul meu. Eu nu o să folosesc niciodată ivermectina. Nu înțeleg un antiparazitar ce caută într-o pneumonie. Cum n-am înțeles caletra care se dă în SIDA ce caută în pneumonie? Nu înțeleg dacă o să mă conving, o să vedem rezultate extraordinare. N-am o problemă. Mă duc pe ivermectină. Am zis că e foarte ieftin. Deocamdată nu știu ce efecte miraculoase poate să aibă. Eu am avut un pacient care după 3 zile de ivermectină m-a sunat pe mine, doamna doctor, salvați-mă, cum a venit, a sunat, a vrut să mă arunc de la etaj. Deci atenție la tulburările psihice pe care le determină. Eu zic că lockdown-ul nu face bine, eu zic că masca nu face bine, eu aș fi mers tot pe varianta englezească cu imunizarea de turmă, să știți dumneavoastră, am fi scăpat. Practic măștile. Eu tot timpul vorbeam și cu pacienții mei, Dumnezeu a lăsat orificiile astea cu un scop, mai. De ce le blocăm noi? Eu întreb. Nu cred că ne-au făcut, ne-au scăzut imunitatea în ultimul hal. De asta acum nu mai știm ce-i gripă, ce-i viroză, ce-i COVID, nu mai știm nimic. Imunitatea noastră este prăbușită. Statul în casă, masca și... Aici am ajuns. Eu am fost foarte surprinsă totuși că încercam să dau naștere pe Facebook la niște niște dialoguri despre tratament. Mie asta mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult. Hai să încercăm să găsim o schemă. Nu am găsit niciodată nicio aplicare spre tratament. Pe mine asta m-ar fi interesat. Acum îl facem. Cum îl tratăm? Cum facem să ne ajungem pe mască CPAP sau ventilator? N-am găsit, n-am avut cu cine să discut. Foarte, foarte puțini medici care au fost mai tranșați și mi-am gândit și am așa. Foarte puțini. Pagina de Facebook a mea e publică, doar să văd rezultatele acolo, like-urile, florile pe care le primesc, eroii mei, sunt acolo. Cum n-au fost văzuți totuși în anul ăsta, într-un an de zile? Și acum, după un... interviu care mi se pare banal, chestiile astea eu le spun de un an de zile, să apară asemenea tăbatul în presă. Nu înțeleg totuși ce am deranjat.
Ei merg pe schema lor. Eu trebuie să gândesc să salvez viața bolnavului meu. Nu înțeleg care este problema. De ce e atâta necas? Bine, m-am îngrozit. Eu am pus și pe Facebook o fotografie de genul ăsta. M-am speriat. Am zis, nu se poate, nu e posibil așa ceva. Nepoțelul meu în Londra, bine, și de 4 ani jumate, aproape 5 ani, nu poartă mască, e clasa 0. În Londra, copiii nu poartă mască. Când i-am văzut la ora de sport, m-am îngrozit. Nu știu, cum se poate, cum acceptă părinții? Bun, că profesorul trebuie să respecte regulile școlii, dar părinții cum acceptă? Dar chiar nimeni să nu ia o atitudine? Nu știu ce să spun. O să merg eu la comisia de etică, foarte bine. Eu mă uit în spatele meu și nu mi-e rușine. Atât.